recunoaște greșelile făcute din neștiință. Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Amin. În următoarea rugăciune, aș vrea ca să fie o rugăciune de mărturisire, dar care să ne includă pe toți, pe toată biserica, pe toți care suntem în locul acesta. Și aș vrea să avem în minte, în ceea ce stăruiau primii creștini și ne spune Sfânta Scriptură, printre alte lucruri în care ei stăruiau, stăruiau în legătura frățească. Ce am observat la primii creștini, că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum vom găsi și în Ioan, în capitolul 17, s-a citit și din Psalmul 121, căci Dumnezeu este acela care ne păzește și Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, s-a rugat pentru primii creștini ca să fie păziți de Dumnezeu. Și aici în Ioan, în capitolul 17, spune cu versetul 11 în felul următor. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă în ei bucuria mea deplină. Mântuitorul nostru Iisus Hristos se roagă înaintea lui Dumnezeu ca ucenicii să fie păziți de cel rău, ca ei să rămână în unitate. Și aș dori ca și noi, în următoarea rugăciune, să ne cercetăm și să vedem cât de uniți reușim noi să fim. Cât de multă dragoste avem unii față de alții, cât de mult ne asemănăm cu primii creștini, cu acei creștini care erau în fiecare zi împreună. Cu acei creștini care își vindeau bunurile lor și le împărțeau între ei după cum era nevoie. Cu acei creștini care stăteau înaintea lui Dumnezeu și aveau o frică sfântă de Dumnezeu și l-așteptau pe Domnul nostru Iisus Hristos să vină pe norii cerului. Aș dori ca să ne rugăm pentru lucrul acesta. Ca biserica din Slătinița să fie o biserică unită. Și Dumnezeu să păzească această biserică de orice fel de dezbinare. Așa cum spune aici în Psalmul 121, și avem aceste promisiuni că cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Cel care păzește biserica din Slătinița de orice dezbinare este Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Și ne spune că Domnul este păzitorul tău. Cu privire la lucrul acesta, cu privire la a rămâne o biserică unită, Dumnezeu este păzitorul nostru. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Dacă avem nevoie de ceva, este ca sufletul nostru să fie păzit. Și cel rău caută să aducă dezbinare, nu-i așa? Caută să aducă uneori dezbinare în familie. Alteori caută să aducă dezbinare la locul de muncă și vedem cum avem întristare. Alteori caută să aducă dezbinare între vecini și doar să-ți spună vecinul ceva mai apăsat sau să... și așa de multe frământ și poate zile la rând. Oare de ce mi-au spus? Ce-am greșit? Ce-am făcut? Dar cel mai trist și cel mai dureros este atunci când cel rău are acces și aduce neînțelegere în biserică. Dar noi suntem aceia care ne vom ruga în următoarea rugăciune ca Dumnezeu să ne păzească. Dacă altădată ucenicii se certaseră pe drum
Și au vrut să știe care dintre ei este cel mai mare și Domnul i-a întrebat și i-a zis, care au fost întrebările dintre voi? De ce v-ați certat pe drum? Și le-a fost rușine să-i răspundă Domnului Iisus, pentru că de aceea s-au certat, pentru că au vrut să știe care este cel mai mare. Starea aceasta, așa cum am citit la început, da, de mândrie. Am vrea ca Dumnezeu să ne păzească și să fim niște oameni biruitori. Să reușim să dăm întâietate întotdeauna celuilalt. Întotdeauna, așa cum spunea Apostolul Pavel, faceți-mi bucuria de plină și să aveți o simțire, un gând, un cuget. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne păzească. Și am o credință că atunci când vom reuși să fim mai uniți, atunci când vom reuși să stăruim mai mult în legătura frățească, atunci, așa cum spunea Mântuitorul Iisus Hristos, oamenii vor vedea că sunteți ucenicii mei. Oamenii vor vedea că voi aveți dragoste unii pentru alții și lumea va cunoaște că voi în felul acesta sunteți ucenicii mei. Și noi vrem lucrul acesta ca oamenii să vadă cu adevărat că noi suntem ucenicii Domnului Iisus. Că noi am încheiat un legământ cu El și am spus că îl vom sluji până la moarte. Și să vadă cu adevărat că noi suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos. Amin? Haideți să mergem la rugăciune. Să ne plecăm.